faptul că în urmă cu un an polițiștii ar fi arestat în mod abuziv. Nici nu a reușit să se posteze bine în fața Ministerului de Interne, că au și fost reținuți din nou. Ei s-au aflat aproape 4 ore la Comisariatul de Poliție Centru. Au fost eliberați după ce li s-a întocmit câte un proces verbal. Potrivit membrilor organizației, protestul a fost autorizat de primărie. Poliția susține însă că autorizația era doar pentru o persoană și nu pentru întreaga organizație. Acum membrii Hyde Park risc o amendă de cel puțin 180 de lei.